În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. În ceea ce mă privește, vreau să spun că nu există pentru mine un anotimp mai frumos decât primăvara. Nu știu de ce. E preferatul meu. Totul prinde viață. E perioada asta Paștelor care întotdeauna m-a marcat și vreau să spun că săptămâna care ne stă înainte și evenimentele care s-au petrecut pe timpul Domnului Iisus, vreau să spun că mi-au schimbat viața. În urmă cu 3 ani am strâns un material legat de procesul lui Iisus. Am tot fost pe la librării și m-am uitat prin cărți, am făcut poze, m-am căutat pe internet. Și după masa asta vreau câteva minute să vorbesc despre lucrul ăsta. Însă vreau să încep și să închei cu un personaj, de fapt sunt două la care se referă Noul Testament, două persoane care în tot timpul ăsta, când Domnul Iisus a fost pe pământ, au stat undeva în umbră și l-au privit și nu prea înțelegeau ei mare lucru, însă după aceste evenimente s-a declanșat ceva în inima lor. Unul este Nicodim și al doilea este Iosif din Arimatea. M-am gândit la ei pentru că, nu așa, poate că mulți dintre noi au fost un moment în viața noastră sau poate o perioadă în care nu prea am înțeles noi ce se întâmplă și nu prea am înțeles noi ce înseamnă jertfa Domnului Iisus și patimile Lui. Și am crezut că o să avem și noi un locșor în Împărăția Lui Dumnezeu pe baza faptelor noastre sau pe baza ideii că n-am dat în cap la nimeni. Însă Sfințenia Lui Dumnezeu atât de mare că dacă ai spus o minciună, asta te face un mincinos. Dacă ai jignit pe cineva să ai spus o vorbă urâtă, asta te face un criminal. Și vedeți ce va da un om în schimb pentru sufletul său. Totul începe de vreme în lucrarea lui Iisus și erau acești farisei pe care noi știm și tot am auzit, însă în mijlocul lor era un grup care, așa cum v-am spus, îl privea pe Domnul Iisus și nu știa ce să creadă. Și la un moment dat vedeau aceste minuni, știau că e cumva de la Dumnezeu, însă vreau neapărat să aibă o conversație cu el și într-o dumneavoastră să se întâlnesc și îi spun lui Nicodim, tu ești omul potrivit să mergi să-i pui câteva întrebări sau de fapt una singură. Și eu am spun așa, între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta, un fruntaș, un fel de senator al zilor nostru, un om cu multă vază. Acesta a venit la Iisus noaptea, ca nu cumva să știrbească reputația, dacă cumva se înșela în vreo privință. Și a zis, învățătorule, știm că ești un învățător, știm, da? Învățătorul nu vine în numele meu, știm. Cu alte cuvinte, un grup al nostru care te-a urmărit și care are niște întrebări. Știm că ești un învățător venit la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. E o atitudine bună a lui Nicodim. Însă urma să-i adreseze întrebarea. Însă Domnul Iisus, eu taie scurt și spune așa, drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, care era întrebarea? O întrebare la care mulți dintre noi ne-am gândit, poate unii ne gândim și acum. Cum voi ști că atunci când trec din lumea asta, voi fi primit în Împărăția lui Dumnezeu? Cum pot să știu că atunci când merg la culcare am o relație corectă cu Dumnezeu și Dumnezeu îmi cunoaște numele? Și Iisus știe întrebarea cu care vine Nicodim și eu înainte și dă un răspuns. Nicodim devine un pic confuz și Iisus îi spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Nicodim, la fel ca toți farisei, la fel ca majoritatea oamenilor din zilele noastre, cred că au o relație bună cu Dumnezeu pe baza faptelor lor. Însă Iisus vine și spune, vedeți, animalele dau naștere la animale, oamenii dau naștere la oameni, carnea dă naștere cărnii. Însă Domnul Iisus vine și spune, dacă vreți să aveți parte de Împărăția lui Dumnezeu, va trebui la un moment dat în viața voastră să mijlocească Duhul lui Dumnezeu. Zice, cine este născut din Duh? Este Duh. Nu te mira că ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Conversația continuă și o să încheie acest punct și la un moment dat Domnul Iisus îi spune și după cum a înălțat Moise, șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Nu știu cât a înțeles Nicodim,
Pentru că oricine crede în oricine face fapte bune sau nu face fapte rele, zice, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Discuția se încheie, a fost o conversație bună pentru Nicodim, nu știu cât a înțeles el. Însă timpul trece, minunile astea care le face Domnul Iisus, totul culminează cu învierea lui Lazar, da? Un om să învieze după 4 zile de stat în mormânt, a fost punctul culminant în care toți au decis și complotul a fost la intensitate maximă cum să omorăm acest om. Și ceea ce vreau să vă spun în minutele următoare, spunea un autor, zice, mă raportez acum la ziua de joi seara, vedeți, urmau Paștele, cea mai importantă sărbătoare a evreilor. Iudeii din toată lumea veneau la Ierusalim. Era o atmosferă extraordinară, oraș aglomerat, lumini aprinse. Și un autor zicea, puteai să admiri un palat imperial, da? Era o manifestare vizibilă a unui imperiu. Un tânăr din Sevilla, un tânăr spaniol, se cătorește cu o fată și este oferită această funcție, da? Fata era de origine regală și numele lui este Ponțiu Pilat. Da, în altă parte era casa lui Caiafa la fel, o clădire impunătoare cu pardoseală de pietre, da, o sală mare de recepție în care au așezate 71 de perne în semicerc. Autorul ăsta descria lângă templu, era garnizoarea romană, pentru că adeseori evrei se întâlneau și erau iubitori unii prea iubitori de libertate și erau acele rebeliuni și garnizoana asta avea rolul să înăbușe orice rebeliune. În altă zonă prosperă a orașului, zicea autorul ăsta, era casa unei femei iudeice pe nume Maria, care avea un fiu tânăr, Ioan Marcu, care mai târziu scrie Evanghelia după Marcu și zice, avea o cameră mare, care putea găzdui aproximativ 120 de persoane, pentru că știm că mai târziu, după câteva săptămâni, acolo a fost loc pogurea Duhului Sfânt. Însă în acea seară, acolo, în camera cea mare, într-un colțișor, urma să ia cina 13 persoane. O cină care va schimba istoria lumii. Și cel mai de seamă, oaspete era Domnul Iisus acolo. Și după ce termină, zice Scriptura că ies din Ierusalim pe poarta estică, înspre multele măslinilor și intră într-o grădină, da, Ghețiman, locul unde se stoceau măslinele. Și Domnul Iisus, zice Scriptura că e cuprins de o întristare ca de moarte. Și singurii lui prieteni de pe acest pământ nu l-au putut înțelege. Și adorm. Și se aud câțiva pași, da? O gloată vine, conduși de un om care știa foarte bine drumul. Domnul Iisus este arestat și este dus prima dată la Ana și apoi la Caiafa. Acum vreau să mă opresc asupra ceea ce se întâmplă la Caiafa. Vreau să vă spun că niciodată în istoria lumii nu a existat un sistem asemenea sistemului legislativ iudeu. Niciodată. Nici acum nu există. Vreau să spun că era astfel conceput încât era imposibil, dar imposibil, să poți condamna o persoană nevinovată la moarte. Orice greșeală capitală în Israel se judeca de Marele Sinedriu. Erau 71 de avocați, să spun așa, farisei, însă vreau să vă spun că erau cei mai de calitate oameni ai națiunii. O pregătire extraordinară, mulți dintre ei erau experți și în alte domenii decât avocatură, erau cei mai străluciți. Vreau să vă spun că în acest sistem nu se folosea niciodată un interpret, niciodată nu aveau încredere într-un om, trebuia să fie cel puțin 2 oameni care interpretau. Nu exista un avocat al apărării. Știți de ce? Pentru că erau axați pe salvarea de vieți omenești. Nu exista un avocat pentru că însuși Marele Sinedriu constituia un consiliu al apărării pentru cel acuzat. Nu exista un procuror pentru că fiecare care își aducea acuzațiile era un procuror și de cele mai multe ori trebuia să-și prezinte acuzațiile în fața 71 de oameni foarte agresivi, axați pe salvarea de vieți omenești. Însă nici măcar asta nu era extensia protecției oferite de sistemul legal iudeu. Erau dedicați în salvarea de vieți, așa cum am spus. Când se întâmpla să condamne un om, era aproximativ o dată la 10 ani. Și atunci, oamenii din vremea aceea îi numai măcelari. O dată la 10 ani. Dacă un tânăr ucenic al curții venea cu o idee care putea salva viața acuzatului, era promovat pe viață.
în înalta curte de judecată a statului Israel. Vreau să spun că procesul este pe care să înceapă, însă prima ilegalitate care s-a făcut Domnul Iisus Hristos a fost că acest proces a ținut noaptea. Vedeți, orice proces în fața Marelui Sinedriu era considerat o procedură religioasă. Orice procedură religioasă se ținea între jertfa de dimineață și jertfa de seară. Era obligatoriu ca orice proces să se desfășoare în timpul zilei, însă nu cu Domnul Iisus. Acesta a fost judecat noaptea. Așa că Domnul Iisus este adus în fața acelui semicerc și e pus în mijloc, nu cum se întâmplă astăzi, că stă într-o parte, niciunul din cei 71 de membri nu avea voie să fie dezavantajat din punct de vedere vizual. Trebuia să vadă mimica feței și să judece corect. Și vreau să spun că cei 70 de judecători intră la orice proces normal și sunt îmbrăcați în robele lor frumoase, aveau câte un turban pe cap și aveau picioarele goale pentru că pământul pe care stăteau era un pământ sfânt, da, era o procesiune religioasă. După intră și marele preot, avea un turban albastru, simbol al legii, avea o plăcuță pe turban, o plăcuță de aur, simbol al milei și pe acea plăcuță scria în evrește Sfințenie Domnului. Și intră în roba lui frumoasă, care era făcută conform poruncilor lui Dumnezeu, care reprezenta un plan al salvării. Și intră în toate aceste simboluri ale înțelepciunii și alături de marele preot vreau să vă spun că intră trei oameni. Erau scribi. Astăzi vreau să vă spun că în curțile de judecată există doar o singură persoană care înregistrează procesul. Nu și în legea iudaică. Potrivit Talmudului, era nevoie de trei oameni ca să înregistreze cele discutate acolo. Unul stătea la dreapta. Vreau să vă spun aici că atunci când Domnul Iisus în repetate rânduri spune mă duc la dreapta lui Dumnezeu sau atunci când voi veni la dreapta puterii lui Dumnezeu, vreau să spun că evreii trebuiau să înțeleagă exact ce spune Domnul Iisus. Unul dintre scribi stătea la dreapta și înregistra toate mărturile pozitive cu privire la acuzat. Cel din stânga le înregistra pe cele negative, însă cel din mijloc le înregistra pe ambele, ca să nu fie loc de greșeală. Atunci când Domnul Iisus spune, mă duc la dreapta puterii lui Dumnezeu, vreau să spun că El spune, mă duc să-mi înregistrez mărturia pozitivă cu privire la fiecare dintre voi, atunci când va fi ziua judecății. Și procesul începe și vine primul martor, își face acuzațiile și se retrage, vine al doilea martor. Vreau să spun că în acea vreme unui martor nu era permis să rămână în sala de judecată. Își făcea acuzațiile și era scos afară ca nu cumva celălalt să fie influențat de mărturia lui, de acuzațiile lui. Și vedeți, Marcu face aici scrie în Evanghelia lui, aș vrea să vă citesc. În capitolul 14, versetul 55, zice așa, preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-L omoare. Dar zice, dar nu găseau niciuna. Vreau să spun că, potrivit legii talmudice, atunci când făceai o acuzație și venea următorul după tine să facă o acuzație, acuzațiile ambilor martori trebuia să corespundă în cele mai mici detalii. Astăzi avem ceea ce se numește lanțul dovezilor. Cineva vede pe altcineva că se urcă într-o mașină, altcineva îl vede conducând, altcineva vede că ajung nu știu unde și probabil că ai un caz de furt și respectiv este condamnat. Însă în jurisprudența iudaică, un martor trebuia să vadă pe omul respectiv că fură ceva, merge undeva, lasă ceva și era legea potrivirii exacte, nu un lanț al dovezilor cum este astăzi. Marcu pur și simplu spune, pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lor, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Era foarte important să se potrivească mărturisirile. Dar zice, ale lor nu se potriveau. Vreau să spun că nimeni nu risca să facă o mărturisire mincinoasă pentru că risca să fie condamnat cu moartea. Nu aveai voie să minți în așa ceva. Și pentru că lucrurile astea nu mergeau, zice în continuare Marcu, unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis, noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești.
Nu așa, e o piesă de oratorie simplă. Adică ce puteai să greșești? Însă Domnul Iisus nu a spus asta. Ioan, în capitolul 2, zice: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Vreau să vă întreb, cum a putut stâlci declarația Domnului Iisus? Nu așa, pentru câteva bucăți de argint pot spune orice. Însă nu puteau să cadă de acord. Da? Pentru că erau 71 de avocați foarte inteligenți, puteau foarte bine să spună unde erai, când ai auzit că o spus asta, cât de departe, cât de tare au spus, cine mai era lângă tine. Da, îl puteau descoase în câte părți vreau ei, însă nu au făcut asta. Marcu zice, nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Vreau să vă întreb, care era principala acuzație a Domnului Iisus când a fost judecat de Marele Sinedriu? Vedeți? Hulă împotriva templului. Caiafa a văzut că nu merge, s-a ridicat în picioare și, ca un avocat experimentat, nu știu exact denumirea juridică de astăzi, dar probabil că a încercat o schimbare a încadrării juridice, da? Din hulă împotriva templului, în blasfemie împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut Caiafa, zice, s-a ridicat, atunci marele preot s-a sculat în picioare, în mijlocul adunării, l-a întrebat pe Iisus și a zis, nu răspunzi nimic ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Cu alte cuvinte, vrea să obțină o acuzație din gura acuzatului însuși. Un lucru nepermis în legea iudaică. Iisus tăcea. Iisus tăcea. Și acum ascultați ce spune Caiafa. Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Mare preot l-a întrebat iarăși și a zis, acum Marcu zice asta, ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat, însă în Matei capitolul 26 spune altceva, tot asemănător, probabil sunt niște nuanțe de traducere, însă Matei zice, marele preot i-a spus, te jur pe Dumnezeul cel viu să-mi spui dacă tu ești Hristosul. Acum ce se întâmplă? Atunci când te adresezi divinității, în numele divinității, cu siguranță vei primi un răspuns. Vedeți, la această întrebare, Iisus nu putea să tacă. Te jur pe Dumnezeul cel viu să-mi spui adevărul. Acum vreau să vă întreb, cum putea Iisus să tacă în condițiile în care Ioan îl descrie așa? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Când provoci divinitatea în numele divinității, cu siguranță vei primi un răspuns. Vedeți, Caiafa era mare preot în acel an. Era omul însărcinat în fiecare an. Da, odată pe an, spune Scriptura, trebuia să intre în Sfânta Sfintelor. Era omul care trebuia să-L recunoască pe Dumnezeu cel mai ușor. Însă n-a fost capabil de lucrul ăsta. Și Iisus îi spune, da, sunt. Vedeți, următorul sunet care s-a auzit în sala aia a fost un sunet de haină măiestoasă ruptă. Da, planul salvării rupt. Vreau să mă apropii de încheiere și vreau să vă spun două aspecte cu privire la ceea ce a urmat. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula? Ce vi se pare? Ce vi se pare? Potrivit legii talmudice, în jurisprudența iudaică, niciodată, dar niciodată, într-un proces de judecată, un veteran al curții nu avea voie să se ridice și să vorbească primul. Întotdeauna trebuia să se ridice cei juniori, da, cei tineri, să-și prezinte punctul de vedere, ca nu cumva, dacă un bătrân se ridică, ceilalți să fie influențați de ceea ce a spus acel bătrân. În acea noapte nu s-a întâmplat așa. Caiafa se ridică primul și spune, ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula, ce vi se pare? Acum vă întreb, ce li se putea părea celorlalți mai tineri? Și în al doilea rând, o veche tradiție în Sinedriu
Așa cum v-am spus, niciodată nu aveai voie să scoți acuzațiile din gura acuzatului însuși. Nu aveai voie să faci asta. Și ceea ce urmează, vreau să spun că e un aspect, nici nu m-am gândit, nici la restul nu m-am gândit, le-am aflat. Însă aici, în versetul 64, după ce întreabă Caiafa, ați auzit hula, ce vi se pare? Și este aici un cuvânt, toți. Zice, toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. În sistemul lor nu aveai voie să acționezi când era prea multă justiție de masă. Ascultați ce a spus un autor. Atunci când există un verdict simultan și unanim de vinovăție, dat în ziua procesului, avea efectul unei achitări. Când e prea multă justiție de masă, n-ai voie să condamne acuzatul. Caiafa trebuia să-i libereze deținutul. Însă nu s-a întâmplat așa. O să închei și vă mai spun tot așa ce am aflat. Atunci când condamnatul mergea pe drum spre execuție, în sala lor de judecată, spre ieșire, la un geam mare sau la o poartă mare, era un om cu un steag în mână. Vreau să spun că Marele Sinedriu, în timp ce omul ăsta mergea să fie executat, dezbătea încă. Dezbătea și se frământau cum să-i salveze viața. Grupului spre locul de execuție, cineva era pe cal și se tot uita în spate, cineva îi conducea calul și dacă cumva steagul era aruncat, spunea, întoarceți-vă, curtea va rediscuta cazul. Însă nu s-a întâmplat ceva. Chiar înainte de execuție am auzit că un ofițer trebuia să vină în fața călăului și să spună mulțimii dacă cineva are de spus ceva în favoarea acuzatului, în numele Domnului, este rugat să vorbească. Vreau să spun că nimic din toate astea nu s-a întâmplat în acea dimineață groasnică. Îl puteai vedea pe Iisus gâfâind sub greutatea crucii, bicele sunau pe spinarea Lui. Însă nimeni, dar absolut nimeni, nu s-a ridicat să spună nimic. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus a ales să stea în partea dreaptă a tronului lui Dumnezeu atunci când va fi procesul nostru. Ca să ne asigure că noi nu vom avea un astfel de proces, să ne asigure că pentru noi nu va fi o astfel de zi a judecății. Vreau să vi-l amintiți un pic pe Nicodim, care privea toate lucrurile astea din umbră. În momentul execuției era undeva în spate, privea peste capul tuturor și la un moment dat vede un cap înălțindu-se, două mâini orizontale, în poziție orizontală, un trup torturat și aduce aminte de ce îi spune Domnul Iisus. Așa cum a înălțat Moise șarpele în pustie, zice, așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și viața lui se schimbă, viața lui Iosif din Arimatea se schimbă. Nu știu câți dintre noi am stat în așteptare, nu știu câți dintre noi am înțeles patimile și jertfa Domnului Iisus. Însă viața lui se schimbă. Vreau să spun, voi încheia și voi spune atât. Am auzit mai demult că un șeic avea probleme cu un ochi. Nu era o problemă extraordinară, o problemă foarte gravă din punct de vedere medical, însă avea nevoie de operație și a venit în Occident. Un doctor l-a operat, operația a fost un succes, s-a întors în Orientul Mijlociu, însă doctorul care l-a operat, nu știu ce preț să ceară pe operație, nu știu ce bani. S-a gândit el, e un om de origine regală, n-aș vrea să-i cer prea mult să spună că, cum îmi permit, n-aș vrea să cer prea puțin să-l jignesc. A sunat avocatul șeicului și i-a spus, care ar fi un preț potrivit? Avocatul spune, șeicul este un om onorabil, zice, fă-i o factură cu zero și trimite-o, va ști el că să-ți plătească. Doctorul îi face factura, lângă factură îi scrie un bilet și spune, un om onorabil, un rege onorabil, nu poate greși. O să spun că, nu știu, 75.000 de dolari, de euro, n-are importanță. Oricum, omul își cumpără o mașină luxoasă, o blană de nurcă soție, restul îi cheltuie într-o călătorie în jurul lumii. Ceea ce vreau să spun e că dacă noi am spune lui Dumnezeu, un rege onorabil, cu siguranță nu poate greși. A știut exact care-i prețul păcatelor noastre,
Da, ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Și îmi tot aduc aminte de intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, vreau să spun că a intrat pe un măgăruș, nu pe un cal, nu un simbol al războiului ca să cucerească inima noastră, însă a intrat pe un măgăruș smerit ca să-și facă loc spre inima noastră. Nu știu ce facem noi cu jertfa Domnului Iisus, însă vreau să vă spun că Dumnezeu a știut exact care-i prețul păcatelor noastre. Acum, mingea e în terenul nostru. Slăviți să fie Domnul!